Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Ediția de astăzi a emisiunii Cultura aprinde luminile rampei la Teatru Podu. Cariere, metode de impersonare sau tipuri de spectacole produse în pod, în mai multe amănunte, în minutele următoare la TVR Info. Casa de Cultura a Studenților București găzduiește Teatrul Studențesc Podu încă din 1937. La pod s-au scris 73 de ani de istorie culturală realizată prin forțele și inspirația tinerelor generații, care și-au inițiat visele și-au oferit publicului amator de gen alternative de petrecere a timpului liber. Poate acum aș fi fost alt. Adică ce vrei să spui altă? Ce vreau să spun, spun. Lasă-mă în pace. Așa. Și acum, care era? Acum mai văd un zebru. Nu? O girafă. O girafă. Acum bravo, bravo, nu? Da. Podul pentru mine a fost, este și sper să mai fie cât o va fi. Înseamnă viața mea, da. Sunt 40 de ani de existență de la... De când am terminat facultatea și până astăzi sunt aici în pod, deși am fost și am lucrat și prin teatre, am fost profesor la școală, cum știi, la un atât, dar niciodată n-am părăsit podul. Regizorul Cătălin Naum este mentorul tinerilor care au ales să depășească cu orice preț pragurile teatrului românesc. Poate cu timpul o să ajungi o prezicătoare de valoare. El este cel care învață un tânăr amator cum să respire, cum să rostească, cum să pășească și mai ales cum să trăiască pe scenă. Aici în pod sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg ce vorbește Naum. Și chestia asta se întâmplă foarte des și în facultate, când se întâmpla. Erau studenți care nu înțelegeau ce spune Naum. Ăsta e un lucru de neacceptat într-o instituție ca ATF-ul, unde lucrurile sunt foarte clare. Studentul se poate duce la rector și poate să spună: îmi pare rău, eu nu înțeleg ce vorbește profesorul ăsta. Aici n-ai unde să te duci să zici chestia asta. Înțelegi ce zice? Bine, nu înțelegi? Pleacă! În toamnă am avut, au venit în pod peste 50 de copii și acum au rămas vreo 10. Da. Bine, dar e altceva. Eu în pod n-am nimic ca la școală, adică dacă el s-a văzut pe listă admis, el trebuie dus până la școala, are altceva. Dar eu în pod, ușa e deschisă. Bine, cum scrie acolo, vine cine vrea și rămâne cine poate. Cam așa ceva. Deci nu poți fi actor, cred eu, dacă nu știi ce e în jurul tău așa. Adică un actor... De exemplu, care nu știe ce e internet sau care nu știe unde este teatrul Bula Andra, să zicem, sau alte chestii ce țin de ancorarea ta în societate, nu prea are cum să fie actor. Și asta mi se întâmpla mie până la 17 ani, când am venit în pod. Traseul meu era școală, casă, școală, casă, școală, casă. Deci nu aveam niciun fel de altă viață socială, ca să așa. Odată cu venirea mea în pod, dincolo de faptul că aveam o nouă chestie pe care să o fac zilnic și ce chestie importantă, am învățat foarte multe de la domnul Naum așa, despre ce înseamnă, habar n-aveam eu până la vârsta aia, de exemplu, că bărbații și femeile sunt diferiți între ei și altfel decât fizic, ca zic așa, și tu discutând cu domnul Naum, ori pe față, ori având ocazia la lucru, m-am dezvoltat ca om, ceea ce mi-a folosit ca actor mai târziu. Care era întrebarea? Podul a oferit generații în șir de actori care au străbătut golgota teatrului românesc din perioada comunistă și până în cea de criză economică. Câteva nume din palmaresul podului sunt Adrian Titieni, Dragoș Bucur, Bogdan Bordeanu, Mihai Călin, Alexandru Jitea și lista poate continua cu succes. Pentru mine a însemnat o trezire, dacă aș putea să spun așa. Am realizat că, de fapt, lucrurile nu sunt așa cum par a fi, cu refuz inițial, cu... renunțare, dar ulterior mi-am dat seama că de fapt acasă, în sensul propriu al cuvântului, era podul. Și e adevărat că nu poți înțelege lucrurile astea decât odată cu trecerea timpului, odată cu maturizarea. E delicat și cred că domnul Naum se confruntă cu acest lucru, că nu le poți traduce în cuvinte, nu poți să pui în cuvinte experiențele nenecesare pentru celălalt, indiferent cine ar fi el, discipul sau fiul tău.
În detrimentul ego-ului, podul cultivă modestia pentru ca aceste caractere tari inițiate aici să-și continue ascensiunea. Lumea creată în pod se bucură de maxima preocupare a cursanților. Fiecare obiect din recuzita spectacolelor este însuflețit de actori cu energia dragostei pentru meserie. Se întâmplă să vezi actori la filmare sau la teatru care după ce își termină spectacolul ori filmarea își dau hainele, costumul și îl dau jos și îl lasă pe undeva, pe un scaun sau pe jos, să-l strângă cabiniera sau costumiera. Nu o să se întâmple lucrul ăsta niciodată la un podar adevărat. Astea sunt niște exemple, nu înseamnă că gata, dacă știi să-ți îngrijești costumul, ești un mare actor. Nu despre asta e vorba. Ideea e că e o conduită pe care o înveți aici în pod, un mod de a vedea meseria asta. Și e mare lucru. În continuare spun că eu m-am format ca actor în pod și dacă n-ar fi fost podul, ori n-aș fi fost actor, ori aș fi fost un alt fel de actor. Și eu le spun lor, măi, duceți-vă către... Asta e ceva puțin împotriva ceea ce se întâmplă în școală la noi. Adică nu eu în situație, eu mă duc către acel ceva, iar domnul Cojan spunea, nu există personaj. Și nu înțelegeam. Ei, după ani și ani de zile, am început și eu să înțeleg că este o chimeră acest personaj. Adică și trebuie să te duci către el, trebuie să-l descoperi, și să încerci să ajungi acolo. Nu știu dacă există oameni ăștia care au ajuns chiar acolo. Domnul Naum se ferește să teoretizeze actul artistic din dorința de a lăsa liber spiritul creator al actorului în căutarea personajului său. Și eu am gătit pentru Iulia. Tu ești împit. Vă rog, nu permit. Ce nu permiți, mă, ce nu permiți? Te-ai culcat cu ea? Nu știu. Când joc în pod, n-aș vrea să sune foarte frivol, dar îmi place să mă distrez. Mihai Munteniță este student la UNATC, la secția de actorie. Și, în paralel, joacă în proiecte teatrale la Pod, Metropolis sau Casa de Cultură Nicolae Bălcescu. Pentru cei interesați, conceptul de teatru Podu este mai mult o școală a vieții, care nu își propune, în schimb, să ofere diplome și nici să lanseze actori amatori. Asta este rostul școlii... cum să zic, instituția, dar podul nu face teatru de amatori. Din 1937 și până azi, punctele de interes ale tinerilor s-au modificat, iar podul a îmbrățișat întotdeauna inițiativele rebele. Internetul a ajuns să-și pună amprenta și aici, oferind o bază de documentare a actorilor care își creează personajele. Mai mult decât atât, podul lui Naum are acum și un blog, pe care putem afla informații despre proiectele care se întâmplă aici. Tastăm tsepodul.blogspot.com, iar fenomenul podul ni se dezvăluie. Înainte ca să știi, trebuia să te duci, să iei o carte, să citești, Acum nu apeși pe buton și zici cine este Stan Păpuși. Aha, Stan Păpuși înseamnă tare și imediat ai știut. Nu. Copiii de astăzi sunt... nu mai sunt copii în primul rând. Adică nu mai au... nu mai au procesul ăsta de a se... în timp, a se forma, a se... și maturizarea lor vine, nu știu, parcă înainte de, aproape înainte, vine să zic, înainte de a se naște. Domnul Naum a fost cel care m-a încurajat să scriu. Nu mai făcusem până atunci teatru, nu am scris teatru. Aveam ceva experiență cu scenariul de film, dar nu cu scenariul de teatru. 3 zile sau 3 luni. Ce-i, nene? O să primești o veste bună de la cineva cu barbă. Oferta culturală o să înceapă întotdeauna cu podul, mai ales când ne aflăm aici. Este una dintre valorile noastre puternice, perene, cu care ne mândrim. Oricine va fi în locul meu, se va mândri cu podul, cu trecutul lui și cu ceea ce înseamnă el ca experiență și ca probă de viitor. În fiecare an, pe 1 ianuarie, podul are reprezentație. Nimeni nu pleacă niciunde, ei au reprezentație aici.
cine vrea să vadă teatru în prima zi anului, să înceapă anul cu teatru, pot veni la Casa de Cultură. În peisajul cultural din București, Teatru Podul rămâne promotorul școlii de actorie. Exemplul său a fost urmat de câțiva ani încoace și de alte teatre, care și-au deschis porțile pentru tinerii actori, iar distribuțiile lor o demonstrează. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de TVR Info.